În acest an, școala a fost total diferită de cum o știam cu toții, cu reguli stricte și cu sentimente de frică dezvoltat. Pandemia de COVID-19 nu a iertat nici școlile din județul Mehedinți. De la începutul anului școlar, 8 cadre didactice și 10 elevi au fost confirmați cu SARS-CoV-2. 18 unități de învățământ au fost afectate de COVID-19 de la începutul anului școlar. 8 cadre didactice și 10 elevi au fost confirmați cu SARS-CoV-2 la nivelul județului Mehedinți. Ultima școală unde s-a înregistrat un caz de COVID-19 este Liceul Pedagogic Ștefano Dobleja, unde un elev a fost infectat. S-a dispus suspendarea cursurilor în acea clasă până pe 27 octombrie. Situația școlilor din județul Mehedinți în ceea ce privește cazurile confirmate COVID-19 este următoarea. De la începutul anului școlar au fost confirmate COVID-19 8 cadre didactice și 10 elevi. Ultima școală în care s-a înregistrat un caz pozitiv a fost Colegiul Național Pedagogic Ștefan Podobleja. Unitățile de învățământ cele mai afectate au fost în Drobeta, Turnu Severin.